zvali Milena din Tui. De unde era ea? Din Piatra Neamță, adică, cum se spune, dai, din Dragul Mirești, județul Neamț. Și era țigancă. 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 Frumoasă era. A iubit-o? Păi eu aveam 14 ani și eu 17, când ne-am căsătorit. Ne-a să vă ce ai cântat. Inimioara mea, stau și ascultă-nea, spune inimioară ce te doare. Pahar după pahar, sculez dar în zăgear, spune inimioară ce-i cu tine. Inimă, inimă, de ce mă chinuiești? Cânți la mai multe instrumente. Așa. La țambal, da. La flaut, da. La vioară, la cobză. Cobză, fluier. Fluier. Nai. Nai. Așa. Zaim, eu îți dau câteva sunete și tu să-mi spui ce sunet auzi. Așa. Eu suflu un fluier și tu să spui ce sunet. Da, cum să. Asta e sol minor, sol. Sol. Așa. Bun. Ăsta. Do. Dar ăsta. Dar ăsta. Sol. Nu mă pic. Da. Si bemol, probabil. Si bemol, si bemol. Deci, fii atent, Zaim, tu ai auzit absolut. Am. Tu auzi de tăche. Sunt anumite tehnici la țambal. Da. Așa. Ai cântat numai cu degetele, după ce ai cântat cu... Așa, da, da. Dar este și o manieră de acompaniament când nu se cântă pe coarde, se cântă numai pe cutia de rezonanță ritmul. Poți să faci asta. Și eu scânt cu fluierul. Păi da, bineînțeles, nu mai acompaniment. Eu scânt cu fluierul, da. Așa. Eu scânt cu fluierul. Păi da, poftim, aud. Nu, pic, aș vrea să faci numai pe cutie. A. Numai pe cutie. Pe lim? Da. Așa, bun, mulțumesc. Acum pe coarde, când ceva în fluier, zic în fluier, din fluier și da, și prins armonie, să vă cum... Da, exact, nu, când să vă, să vă cum prins armonie după. Da, bineînțeles, hai. Ce zic, Zahim? Hai să mai zici ceva în țambal. Ce spică ție la inimă? Ce gândești? Ce gândesc eu? Deci, ce gândești că ar merge să cânți acum și chiar prinde vraja asta a muzicii? Da. Da, da. Ce da, gândești? Da, 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 da.
și la boieri, și la țărani, și pe toți îi cuprindea acest cântec. Ce zici, în comparație cu ce a fost atunci, cum era muzica atunci și cum este astăzi? Nu, se uită tradițiile și copiii și tineretul uită că mama lui a avut o mamă și aceea era bunica lui. Și astăzi copiii când se duc la o nuntă țărănească și văd oamenii bătrâni și joacă copiii să râd. Zaim, la nuntă ai fost? Eu am cântat nunți de sâmbătă și până miercuri seara. Ce cântai tu la mireasă când pleca mireasa de acasă, de la părinți? I-am cântat cânticul miresii. Poți să ne-l cânti? Cu țambalul. Ce cântai la mireasă când pleca de acasă? Nu gândești? Poți cânta și cu vocea, dacă vrei. Da. Ia-ți mireasă, ziua bună, de la cer și de la lună, de la mama ta cea bună, de la frați de la surori, de la grădina ta de flori. Ce s-a întâmplat vreodată să cânți și să fii chemat să cânți la petrecane, la mormântare, cum să spunem? Nu, că la petrecere de mormântare, se scuză, orchestra asta a fost profesionistă. Așa? Și acolo cânta fanfara. Cânta fanfara. Fanfara cânta. Și cânta un valț din ăla care era cum să petrecea mortul. Ai putea un pic să ne, să ne cânti? Da, cum? Da. Te rog. Când se petreceau oamenii și erau extraordinar de dispuși, ce le cântai? La nuntă, după ce se ridicau de la masă. Nu, să zicem, la masă le cântai balade. Le cântai balade. Cum le spuneai astea? Cântece bătrânești, cum le ziceai? Balade de haiduci. De haiduci. Așa. Dijăli, cum era, dijăli, cum se cânta.